Prieten, sunt Cristian Alexandrescu. În continuarea cronicilor teutone, George Hodorogea, colegul nostru, scrie despre cavalerii teutoni, ființele fantastice și tot felul de legende. De la religie la știință. Un aspect al istoriei moștenite de la teutoni și preluată în rituri și ritualuri de către templieri este cel referitor la căutarea și identificarea energiilor ascunse. Și nu numai cele provocate de artefactele creștine sfinte, ci și de cele ale substanței terestre. Cavalerii teutoni, în special inițiații magisteri, se preocupau, așa cum reiese din mărturii și documente, de rețeaua de linii magnetice și energetice ale Pământului, cunoscute sub numele de liniile dragonului sau mai târziu meridiane. Magisterii studiau și în scrisurile arabe anti-islam ca să afle cele mai importante locuri sacre din lume și de care erau convinși că sunt plasate în punctele de intersecție ale mai multor asemenea linii unde se creează vortexuri imense de energie. Deși era un ordin religios, nu excludeau anumite ritualuri de magie neagră și credința în influența unor ființe fabuloase. De fapt, nu ficțiuni, ci credința că puterea divină putea avea și altă explicație decât cea dumnezeiască, adică, cum ar spune azufologii, puterea putea fi extraterestră. În majoritatea construcțiilor teutone de stil gotic apar ființe fabuloase, precum gargui, grifon sau hidre. Și locul ales pentru colonizare, recte țara Bârsei, nu a fost deloc întâmplător. Masivul Bucegi, știut încă din antichitate ca fiind un loc puternic încărcat energetic. Conform unor înscrisuri ale lui von Graf reiese că acesta, dar și marele magister, a urcat de mai multe ori în locul cunoscut azi ca Babele și Sfinxul. Se presupune că sacerdoții teutoni s-au implicat în ritualuri nu chiar creștine. Von Graf amintește și de doi localnici bătrâni cu barbă până la brâu, care i-au condus și i-au și inițiat în anumite taine. Să fi fost cei doi bătrâni amintiți de von Graf ca Nimbul și Apusul, urma sau descendenți ai marilor inițiați daci, elev și epigonia lui Zamogse, greu de spus, dar nu e exclus. Folosirea figurilor de reptile numite gargui pentru decorarea bisericilor și catedralelor creștine s-a răspândit foarte mult în această perioadă. De la teutoni au preluat-o templierii și apoi alte ordine creștine, mai mult sau mai puțin secrete. Astfel a fost construită catedrala Notre-Dame din Paris, care este literalmente acoperită cu astfel de gargui, multe dintre ele fiind reprezentări în miniatură ale figurilor în formă de reptile găsite în interiorul și în jurul piramidelor egiptene și maiașe, dar și în alte locuri din Mexic. Surprinzător sau nu, multe construcții gotice din Transilvania prezintă și ele gargui sau grifoni. Tot dintr-o misivă a lui von Graf putem citi următoarele. Și spiritele strămoșilor cerești sunt încarnate în vulturi, șerpi și hidre, așa că, nobile Valdemar, am îndeplinit-a porunca lui. A cui poruncă nu știm. Dar dacă putea să-i poruncească lui von Graf, cu siguranță era cel puțin un magister, dacă nu cumva cel mare. Repetăm, multe din simbolurile teutone se regăsesc și la templieri sau la ioaniți. Sfântul purtător de sânge divin. În Brașov se ridică încă semeața o construcție teutonă, cel puțin în faza inițială, și anume celebra Biserică Neagră. În jurul istoriei ei s-au construit și perpetuat o mulțime de legende și cum știm că orice legendă are și un sâmbure de adevăr, mai ales dacă avem și vreo dovadă indirectă, descoperită în arhiva von Graf sau în altă parte, totul nu mai pare chiar ficțiune. În preajma Brașovului stabilise un sălaș sărăcăcios Comitele Golțe, fost cavaler teuton. Spunem fost fiindcă acesta își lepădase veșmintele religioase și ducea o viață aproape normală. Spunem aproape normală, fiindcă mulți vârseni îl socoteau cel puțin ciudat, dacă nu chiar nebun. Astfel fiindcă Golțe săpa mereu în locuri greu accesibile, era într-o permanentă căutare și punea multe întrebări ciudate locuitorilor. Se pare că totuși Golțe nu părăsise chiar de tot ordinul cavalerilor Crucii Negre și că de fapt era într-o misiune secretă de explorare. Se prea poate ca acesta să fi primit misiunea de a descoperi epicentrul puterii energetice a bucegilor. Din documentele altei arhive a episcopului Gerhard, care a trăit cumva prin secolul al XIV-lea și se pare că a păstorit bisericile săsești din zona Brașovului, aflăm că un fost cavaler Gălțe era înrudit cu foștii regi franci, cei numiți merovingieni, de s-ar fi tras din cei care se considerau descendenți direcți din Iisus Hristos.
Pentru episcopul Gerhard, această informație era periculoasă, putea fi acuzat de deviaționism de la dogmele creștine acceptate după conciliul de la Nicea și deci putea fi chiar ucis, așa că a sigilat documentele într-un scrin argintat pe care l-a ascuns bine, atât de bine că abia prin anul 1972 a fost descoperit dintr-o întâmplare în timp ce se renova o biserică din Preșmer. Goltze singur se recomanda ca fiind strănepot al lui Clotaire al IV-lea. Acesta, Goltze, se îmbolnăvise de lepră și era nevoie să trăiască departe de orice așezare umană. Într-o bună zi a dat de un vultur rănit la aripă. I-a oblojit aripa, după care vulturul s-a înălțat și dus a fost. La prima vedere. În următoarele nopți, Goltze a avut parte de același vis, mergea la un izvor condus de vulturul cu pricina, bea apă și se spăla cu apa respectivului izvor și se vindeca pe loc de lepră. În vis îi apăreau și niște forme statuare ciudate. După câteva zile de la întâmplarea cu vulturul, lui Goltze i s-a părut că îl recunoaște. Vulturul zbura în jurul lui de parcă îl îndemna să-l urmeze. Goltze s-a ridicat și a plecat în urmărirea vulturului. La un moment dat a ajuns pe un platou unde parcă îl privea un sfinx străjuit de câteva babe, cunoscutul grup din Buceci. Era exact ceea ce văzuse în vis. Vulturul a coborât apoi într-o vale, nu prea departe de stâncile respective, într-un loc unde țâșnea un izvor. A băut din el și apoi s-a spălat cu apa cea rece, dar înviorătoare, după care s-a culcat lângă izvor. Când s-a trezit, lepra dispăruse, iar el era alt om. Din păcate, lângă el, vulturul era prăbușit mort, de parcă se sacrificase pentru el. Impresionat, Goltze l-a împăiat și apoi l-a acoperit cu un strat de lut care s-a întărit imediat. Legenda spune că Goltze l-a așezat pe acoperișul Bisericii Negre și de acolo acesta reușea să aducă vindecare celor care intrau și se rugau în biserică. Cu timpul, vulturul s-a transformat într-un gargui. De aici se pare că a apărut și tradiția care spunea că gargui a unei sufletele sfinților binefăcători sau a unor animale fantastice. De atunci, pe lângă aptitudinile sale arhitecturale, garguiul a fost folosit și pentru a proteja casele și a speria și îndepărta spiritele rele ce dădeau eventual târcoale locatarilor. Legenda a fost reluată cumva și de europenii de pe atunci, iar în scrisuri merovingiene și templiere amintesc de legenda la gargui, în care Sfântul Roman era sfătuitorul regelui Marc al II-lea și se povestește că acesta a scăpat țara de un monstru numit gargui sau goji. Exista și o descriere a fioroasei creaturi care spune că aceasta semăna cu un dragon cu aripi ca de liliac ce avea gâtul lung și puterea de a scoate flăcări pe gură. De ce totuși aceste diferențe ale legendei? Se pare că templierii nu voiau ca nimic să amintească de rivalilor teutoni și nimeni să nu poată într-un fel sau altul alătura cele două ordine religioase. Versiunile legendei spuse de franci arată că Romain ar fi învins monstrul cu un crucifix, l-a prins și l-a dus la Rouen și a ars pe rug, rămânând doar capul și gâtul său lung ca dovadă a existenței sale. Se spune că ceea ce a rămas a fost urcat pe pereții unei clădiri recent construite pentru a alunga spiritele rele și a folosit deci ca protecție împotriva elementelor paranormale. Dar dacă inițial a fost monstru, așa cum spun legendele templiere, cum ar fi putut acesta să protejeze oamenii după moarte? Deci, mai reală este legenda teutonă, cea de la Biserica Neagră. De la corbul teuton la cel al familiei corvineștilor. Există cunoscuta legendă care spune povestea blazonului familiei corvinilor, familiei lui Iancu și a lui Matei Corvin. Potrivit acestei legende, Voicu, bunicul lui Matei Corvin, păzea granițele împotriva otomanilor pentru regele maghiar. Drept răsflat a fost chemat alături de soția și de fiul său, Iancu, la Buda, unde i-a fost oferit un inel cu pietre prețioase. La întoarcere, inelul a ajuns în mâinile copilului Iancu, iar strălucirea pietrelor a atras atenția unui corb care a înșfăcat inelul. Copilul a luat un arc și a săgetat pasărea și a recuperat inelul strălucitor. Se pare că regele Ungariei a aflat de această faptă a lui Iancu de Hunedoara și l-a luat la curtea sa pentru a-l instrui. Odată crescut, Iancu de Hunedoara a ajuns capitan de oști și locțuitor al regelui. Astfel, legenda corbului a fost încorporată în blazonul familiei Huniadi, iar familia a căpătat numele de Corvinus Corvinus. Dar oare aceasta este adevărata poveste care a dat naștere și unei zodii misterioase, zodia corbului, preaslăvită în castelul Huniazilor, în sala numită chiar Sala Zodiacului? Legenda corbului este una impresionantă, dar ea apare prima dată la Bran și avem și mărturisirea unui scutier, Carlos de Breslau,
aflat în slujba lui von Graf și după moartea acestuia slujind chiar la curtea regală maghiară, în calitate de capitan de lăncieri. Lancia era arma principală a ordinului Teuton. Astfel se povestește că un comite, descendent Teuton de la fereastra unui castel din Sighet, privea execuția prin decapitare a unui cavaler presupus trădător. La un moment dat a apărut un corp uriaș care l-a împiedicat pe călău să-și facă meseria chiar cu prețul vieții sale. Impresionat de gestul păsării, comitele a oprit execuția și s-a plecat să cerceteze mai atent cauza. Astfel a descoperit că omul condamnat nu avea nicio vină și că fusese victima unei înșelări. Vinovații au luat locul condamnatului și au fost decapitați, iar cel învinuit degeaba a fost repus în drepturi și i s-a dat voie să aibă herald un corp și o secure, care se pare mai târziu a fost înlocuită cu o cruce. Carlos de Breslau mai amintește că pe locul execuției s-a ridicat o biserică, mai târziu dărâmată și reconstruită, actuala biserică reformată din localitate. Același scutier amintește că pe locul unde s-a construit biserica erau deja urmele unei vechi construcții rituale dacice. Se pare că ar fi fost vorba de un templu ridicat și închinat marelui preot și zeu Zamolțe. Astfel, teutonii au preluat încă un obiectiv dacic și acesta încărcat cu energii puternice necunoscute. Misterioasa cetate Biertan. Cu multe, multe sute de ani în urmă, în inima Transilvaniei era atestată una din primele așezări teutone și apoi săsești, ce avea să cunoască o istorie fascinantă. Fortificația teutonosăsească protejea unul din cele mai prospere locuri de peste Carpați, fiind atât de trainice încât Biertanul a căzut pradă năvălitorilor doar o singură dată în toată istoria sa. Aici întâlnim și o legendă interesantă și se pare că 100% reală. Cavalerii teutoni populaseră Biertanul cu rudele germanice săsești și doreau cu acest punct magic să nu cunoască disensiuni. Astfel îi pedepseau sever orice scandal sau bătaie sau chiar animozitățile stridente și violențele conjugale. Printr-o bulă locală, i-au interzis localnicilor să divorțeze. Și azi se poate vizita o construcție ciudată și surprinzătoare, închisoarea îndrăgostiților. E construită într-unul din cele 7 turnuri ale fortificației Biertan și era folosită ca terapie de cuplu încă de acum sute de ani. Dacă doi soți s-au certat și nu s-a putut rezolva problema, ei amândoi au fost închiși aici împreună într-un spațiu unde trebuiau să-și împartă tot ce există, că toate lucrurile există doar o dată. Și trebuiau să intre în vorbă. Ei aveau un singur pat, o singură masă, un singur scaun, o singură farfurie și o singură lingură și o singură furculiță, amintește preotul Ulf Ziegler într-o carte de-a sa despre cetatea și biserica din Biertan. Și se pare că terapia funcționa și încă funcționează. Într-o istorie de peste 700 de ani se cunoaște un singur cuplu care ar fi divorțat prin anul 1870. Religia luterană din Transilvania sașilor a stat la baza mai multor aspecte ale vieții și chiar dacă divorțul era permis în anumite circumstanțe, precum adulterul, era de preferat ca soții să încerce să-și salveze căsnicia. Așa că un cuplu care dorea să divorțeze mergea de bunăvoie la preot care îi trimitea la închisoarea maritală, pentru a vedea dacă neînțelegerile lor ar putea fi soluționate înainte de a se despărți. Închisoarea era un instrument de a ține societate într-o ordine veche creștinească. Astfel erau protejate femeile și copiii care depindeau de menținerea familiei unită pentru a supraviețui. Dacă însă avea loc un divorț, soțul trebuia să plătească fostei soții jumătate din averea sa, dar dacă se recăsătorea și divorța din nou, a doua soție nu avea dreptul la nimic. Ziegler. Gargui, copil sau înger, ultimul secret păzit de Biserica Neagră. Biserica Neagră, cea actuală, a fost construită prima oară în anul 1383 de către sașii burghezi prin strângerea unor fonduri, deoarece voiau să construiască o biserică de rit catolic, având hramul Sfintei Marii. Astfel, zeci de serii de meșteri au lucrat aproape 100 de ani pentru a construi biserica. Azi se poate vedea pe clădire o statuie ciudată, atipică pentru un lăcaș de cult. E vorba de statuia unui copil care stă aplecat. Una din legende spune că un zidar s-a învoit să intre în slujba meșterului care se ocupa de lucrarea bisericii. Văzând că era foarte priceput și că ar putea să ia locul, meșterul a devenit invidios pe ucenicul său. Astfel, cuprins de gelozie, a hotărât să-l omoare pe acesta, cerându-i ucenicului său să ia ceva de pe cornișe, iar când acesta s-a aplecat, meșterul l-a împins. Moartea ucenicului său i-a adus pentru o vreme liniștea acestuia, dar a aflat de la ceilalți zidari că băiatul îl aprecia foarte mult și spunea numai lucruri frumoase despre el sau cât de priceput era în meseria sa.
Datorită remușcărilor, a decis să ridice pe locul unde l-a împins pe acesta o statuetă care reprezintă un băiat aplecat. Nu a suportat povara faptei sale și s-a autodenunțat, astfel a fost condamnat la moarte. Legenda continuă cu faptul că după execuție, statuia copilului ar fi prins viață. Mulți locuitori au povestit că uneori noaptea statuia capătă viață. De aici legenda că acea statuie ar adăposti sufletul copilului, copil ce protejează și după moarte Sfântul Lăcaș. Unii îl consideră un simplu gargui cu formă umană, dar sunt contraziși de mulți care amintesc de anumite întâmplări ciudate legate de statuie. Dar acestea vor constitui alt episod. O altă legendă, un simplu accident. O altă versiune ne arată că nu ar fi fost vorba despre o crimă, ci despre un accident. Se spune că într-o zi fiul uneia dintre muncitorii care lucrau la clădire a venit în vizită la tatăl său, care lucra în acel moment pe acoperișul bisericii. Acesta s-a urcat și a mers până la marginea acoperișului să vadă cât este până jos, dar s-a plecat prea mult și a căzut. Deoarece tatăl său era foarte îndurerat de moartea fiului său, acesta a comandat o statuie care reprezenta un copil aplecat. În centrul istoric al orașului putem vedea multe astfel de statui, multe fiind degradate. Biserica Neagră, cel mai cunoscut obiectiv turistic al Brașovului, deține și câteva recorduri, printre care acela de cel mai înalt edificiu în stil gotic din sud-estul Europei, cel mai vizitat obiectiv turistic religios din România, având o orgă unică în Europa, orga Buchholz, și clopotul de peste 6 tone, de asemenea unic în lume. George Hodorogea, mulțumim pentru documentarul tău și așteptăm cu nerăbdare continuarea. Vă mulțumesc de asemenea, dragi prieteni, pentru răbdarea cu care sper că ne-ați urmărit. Sunt Cristian Alexandrescu, pe curând!